Salutare tuturor, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Sunt alături de promotorul galelor Coloseum Turnament, Gabriel Georgescu. Bună, Gabi! Bună! Ai venit și m-ai luat de acasă, mai răpit. Și unde mergem? Începem campania Și o lupt cu o acțiune foarte frumoasă la ideea prietenului și partenerului nostru Alex Manolache. Mergem la Șindrilița. Da. E corect? La o comunitate unde există o comunitate de copii care au nevoie de ajutorul nostru și încercăm să ajutăm cu tot ce putem. Și în afară de această campanie, ce mai avem noi pe 9 martie? Pe 9 martie avem gala cu numărul 18, Coloseum Turnament, la Sala Polivalentă din București. Gala în care practic propulsăm această campanie Și o lupt printr-un ajutor constând în 20% din biletele vândute la această gală, 20% din valoarea lor pleacă către Marie Curie, către spital. Foarte frumos. O parte din sponsorizările pentru meciul lui Alex Manolache cu un luptător profesionist iar pleacă către spital. Mai avem un caz pe care vom anunța în săptămânile următoare. Tot un caz social, un caz umanitar și multe surprize. Avem aici logo-ul, hashtag Și o lupt pe tricouri. O să l-am și eu. O să ne întâlnim în benzinărie cu Alex și cu Marian și cu cei care mergem împreună la această acțiune umanitară. Nu facem chestiile astea doar să ne dăm mari, facem chestiile astea ca să vă motivăm și pe voi să faceți la fel. Dați-vă mari, dar faceți chestii bune pentru oameni. Dați-vă mari, dar faceți exact chestii bune pentru oamenii care au nevoie. Da, e cel mai simplu. L-am luat și pe Fritz cu noi. Domnul Fritz. Aici în spate, cam doare capul, e bolnăveț. De la vinul de țară. De la vinul de țară. Nașpa vinul de țară. Cum e vinul de țară, Fritz? Nu e ca vinul de oraș. Nu e ca... ce trebuie. Ai tricou cu Și o lupt, da? Toată lumea. Toată lumea are tricou. Marian, tu? Marian, am stat să-i zicez locul de... Hai să vezi cum o să iasă. Nu mai vreau nimic. Nu mai vrei, nu? Foarte bine. Mai aștept pariuri. Ce facem la Șindrilița? Aducem niște produse de igienă și niște jucării pentru comunitate de copii. O să vedem acolo, mai facem 2-3 poduri, 4. Foarte bine. Și tu ce faci? Și eu lupt. Mă pregătesc și eu. Și tu lupti? Da. De luptă. Uite. Se vede? Se vede. Se vede, da. Se vede. Tocmai ce a trecut Duba de la MCA pe lângă noi, era Marian în dreapta. Avem jucării. Duba și jucării și alte produse pentru copii. Greu să și filmez, să și carne.
bine, haide! Hai, Tero! Hai, Tero! Hai, Tero! Avem stickere cu și o lupt să punem pe mașini. Cum ți s-au părut copiii? Bă, a fost o zi minunată și încă o dată conștientizez că lucrurile care pentru noi sunt minore sau infime, cât de mult înseamnă pentru alți copii care nu au parte de neapărat de lucruri materiale, de atenție înainte de toate. Și promite, o promisiune și ar trebui cu toții să repetăm experiența asta. Bucuria se pare că vine din lucruri mărunte, nu din... Pentru o oră petrecută aici, unde am dat cu piciorul minge și a făcut Mariană mică încălzire cu ei, bă, probabil că au ce să povestească o lună de zile. Știi ce mă bucur? Am fost în aceeași echipă și am câștigat. Asta ar să pune... Și eu lup. Tot. Și eu lup. O singură mențiune am de făcut. Mi se pare că fotbalul este un sport greu pentru anumiți sportivi, întoarce, filmează, te rog. Marian. Din toată această echipă, el a fost în echipa care a pierdut. Păi da, că voi v-ați spus toți, m-ați lăsat pe mine. Se pare că întotdeauna chilele în plus afectează calitatea jocului și cu cât ați pierdut? 2-1. Am vrut să spun 8-1. 5-0 sau 8-1. 5-0 mai este 2-1 era după primele 2 minute. Hai să mergem înapoi la București și eu lupt. Urmăriți vlogul și urmăriți acțiunile noastre, inclusiv cea de pe 9 martie, care este cea mai importantă, unde Alex este un om de afaceri și el va lupta în primul lui meci profesionist cu un luptător profesionist pentru o cauză nobilă și o cauză caritabilă. Pentru o cauză caritabilă. Îi face meciul de retragere chiar. Și putem spune că este unul dintre fondatorii acestei campanii și eu lupt. Hai să mergem înapoi spre casă. Pa! Și eu. Pa!